Salutare, dragi prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar. Astăzi vom vedea cât de sănătos sau dăunător este vegetarianismul. Vegetarianismul a devenit o modă, reprezintă un stil de viață și o practică alimentară curentă, în care individul are o dietă ce exclude complet sau parțial consumul de carne de orice tip, inclusiv pește și pasăre, precum și consumul altor produse animale, meniul fiind alcătuit din produse vegetale. Există o mulțime de motive pentru care o persoană poate alege să adopte un regim bazat pe vegetale, acestea putând fi religioase, morale și etice, convingeri politice, economice, culturale, estetice sau pur și simplu dorința de a se alimenta cât mai sănătos. Din ce în ce mai mulți oameni îmbrățișează acest mod de viață, știind că o dietă vegetariană echilibrată și diversificată, fără carne, poate asigura necesarul de nutrienți de care are nevoie organismul. Numeroase dovezi științifice atestă faptul că un vegetarian poate să fie cu mult mai sănătos decât o persoană care consumă carne. Așadar, a fi vegetarian e calea spre o viață armonioasă, fără boli sau din contră. Nutriționiștii consideră că dieta vegetală reprezintă un regim alimentar alternativ viabil pentru organism, deoarece este capabilă să ofere cantități suficiente de nutrienți esențiali tuturor etapelor de creștere și dezvoltare. Studii realizate pe scală largă au demonstrat că vegetarianismul poate crește longevitatea, îmbunătățește funcționarea sistemului imunitar și reduce semnificativ riscul de apariție a cancerului și a altor boli cu potențial fatal, precum bolile cardiace. S-a dovedit clinic și faptul că vegetarienii își mențin mult mai ușor greutatea în limite normale și au un risc redus de apariție a bolilor cardiovasculare. Medicii, în schimb, nu sunt de acord cu această teorie, considerând-o un extremism alimentar, însă cei care o practică susțin că și-au recăpătat vitalitatea. Adevărul este undeva la mijloc. Eliminarea cărnii din alimentație, cel puțin pentru o perioadă nu prea îndelungată, nu face rău nimănui, mai ales după perioade în care facem excese de carne. Prin vegetarianism înțelegem abstinența de la orice fel de carne. Termenul provine din cuvântul latinesc vegetus, care înseamnă proaspăt, sănătos și activ. A fi vegetarian înseamnă, cu alte cuvinte, a urma o dietă compusă din mâncăruri pe bază de plante, suplimentată în cazul lacto-vegetarienilor și ovo-lacto-vegetarienilor cu produse lactate și sau ouă. În 1847, participanții la primul meeting al Societății Vegetariene din Anglia au ajuns la concluzia că un vegetarian este o persoană care refuză să consume orice fel de carne. La ora actuală în lume există aproape 800 de milioane de persoane vegetariene. Peste 1 milion sunt numai în România. Dar nu toate au adoptat forma extremă a vegetarianismului, adică numai legume și fructe. Există un mit al vegetarianismului, acela că ar fi catalizatorul longevității. Specialiștii însă îl dezaprobă, dar întreaga lume medicală este de acord că alimentația bogată în lactate și legume, pentru o perioadă cât organismul să facă un repaus după mesele copioase, este benefică. Există și argumente care nu susțin vegetarianismul ca mod de alimentație constant. Beneficiile pe care un astfel de regim le implică diferă mult în funcție de tipul propriu-zis al dietei. În cazul în care copiii și adolescenții urmează un astfel de regim, specialiștii recomandă consultarea unui dietetician în vederea întocmirii unei liste cu alimente care pot fi consumate fără a exista riscul dezvoltării unor sindrome carențiale. Regimul exclusiv vegetal poate însă duce la apariția unui deficit de vitamina B12, vitamina D, riboflavină, zinc, fier și potasiu. În cazul în care dieta nu conține pește, poate să apară și un deficit de acizi grași esențiali. Legumele și fructele sunt bogate în vitamine și minerale, însă sunt sărace în aminoacizii necesari metabolismului. Din acest punct de vedere, ovo-lacto-vegetarienii sunt cei mai protejați. Prelungirea dietei vegetariene induce și anumite riscuri. Copiii, bătrânii și femeile însărcinate sunt categoriile care riscă cel mai mult prin adoptarea unei diete vegetariene. La copii pot apărea tulburări de creștere, tulburări ale sistemului nervos, rahitism și anemie. Nici gravidele nu ar trebui să se joace cu asemenea experiențe alimentare. În timpul sarcinii este important ca femeia să se hrănească astfel încât să asigure toți nutrienții necesari dezvoltării fătului și menținerii sănătății. În privința diabeticilor, aceștia au nevoie de carne zilnic. Dieteticienii recomandă un regim vegetarian doar obezilor și numai sub supraveghere strictă a medicului. Un meniu vegetarian echilibrat poate oferi organismului necesarul de proteine, cât timp legumele și fructele sunt diversificate și nu apare monotonia alimentară. Organismul are nevoie de proteine în permanență pentru a-și realiza funcțiile metabolice, pentru a-și menține plasticitatea și integritatea propriilor structuri. Proteinele sunt substanțe biochimice macromoleculare, alcătuite din lanțuri de aminoacizi. Aceștia sunt de două feluri, esențiali, care sunt indispensabili, și neesențiali. Iar în funcție de conținutul în aminoacizi, proteinele sunt clasificate ca având valoare biologică superioară sau medie inferioară. Proteinele superioare sunt cele care conțin toți aminoacizii în cantități suficiente, cum este cazul lactatelor, cărnii, peștelui, ouălor, produselor din soia. Proteinele cu valoare nutritivă medie și scăzută au aminoacizi în cantități insuficiente, de exemplu legumele uscate. Aportul proteic este unul dintre elementele ce trebuie atent monitorizate atunci când ținem un regim vegetarian. Pericolul apariției carenței proteice este mai redus când vorbim despre dietele lacto-ovo-vegetariene, însă este real în cazul tipului de dietă vegan. Acesta trebuie să includă obligatoriu alimente ce conțin proteine de calitate superioară, precum soia și hrișca. Restul dietelor pot aduce necesarul proteic prin combinarea optimă a legumelor, fructelor, cerealelor și ouălor, sau derivatelor din ouă, și a untului de arahide, brânzeturilor, macaroanelor și pastelor. Oamenii sunt obișnuiți cu ideea că doar produsele din carne conțin proteine și că tocmai de aceea nu putem trăi fără carne. Proteinele din carne nu sunt deloc indispensabile și, de exemplu, cele din soia și din anumite cereale le pot substitui cu succes și conțin, în plus, și o mulțime de substanțe naturale nutritive care nu se găsesc în carne. Poate de aceea nu este deloc întâmplător că multe boli, precum cancerul, guta și diabetul, sunt mai puțin frecvente în rândul vegetarienilor, iar cei care consumă zilnic preparate pe bază de carne suferă într-un procent mai mare de boli ale tractului digestiv și de boli cardiovasculare, în comparație cu cei care au un regim lacto-vegetarian. Trebuie să mai știm că vegetarianismul este un curent care a apărut pe la începutul secolului 20, când omenirea nu descoperise sau nu utiliza la scară largă zahărul rafinat, margarina, plantele modificate genetic, pesticidele și îngrășămintele chimice. În prezent, situația s-a schimbat radical, iar regimul vegetarian este departe de a fi o soluție pentru sănătate. Cei care nu mănâncă produse de origine animală sunt nevoiți să consume alimente care fac mai mult rău decât bine. Făina albă și derivatele sale, orezul decorticat, dulciuri și margarină. Acestea conțin hidrați de carbon, care amenință pancreasul, crescând riscul de diabet, dar și de boli cardiovasculare și obezitate. Nu toți oamenii au un sistem digestiv apt să digere exclusiv alimente neprelucrate termic. De fapt, cei mai mulți dintre noi am avea mari probleme de asimilație și digestie și ne-am confruntat cu carențe de aminoacizi și minerale dacă am trece brusc la o alimentație bazată exclusiv pe crudități. Medicii recomandă regimul ovo-lacto-vegetarian ca fiind cel mai bun pe termen lung. Iată în continuare și o schemă pentru un regim vegetarian echilibrat, care este de fapt ovo-lacto-vegetarian. Din dieta unui vegetarian nu trebuie să lipsească legumele și fructele crude, consumate ca atare sau sub formă de salate ori sucuri. Bineînțeles, nu cele de import, ci cât mai autohtone din gospodăriile țărănești. Leguminoasele, adică soia, fasolea, lintea și năutul, trebuie să fie prezente în alimentația curentă de cel puțin 3-4 ori pe săptămână. Sunt foarte gustoase, țin de foame și completează golul lăsat de carne. Din ele, organismul își extrage majoritatea proteinelor, care trebuie însă completate cu lactate și ouă. Mai sunt indicate și oleaginoasele, nucile, alunele, arahidele, susanul, semințele de dovleac și de floarea soarelui, măslinele, precum și uleiurile naturale extrase din ele. Fibrele alimentare le găsim în cerealele integrale, de grâu, orz, ovăz și secară, în pastele făinoase din făină integrală, în pâinea neagră, în tărâță, în varză, brocoli și salată verde. Fibrele joacă rolul de mătură a tubului digestiv, ajutând la eliminarea reziduurilor toxice. Se recomandă consumarea lor o dată pe zi. Mai multe studii medicale au arătat, fără dubiu, că un regim vegetarian scade incidența cancerului la jumătate. Cancerul este ținut la distanță de consumul zilnic al fibrelor alimentare, de consumul la fiecare masă al legumelor și fructelor crude, precum și de excluderea alimentelor grase, în special a prăjelilor, a alimentelor cu aditivi, adică euri, precum și a celor conservate. Dacă v-ați decis pentru un mod de alimentație vegetarian, iată câteva alimente care nu ar trebui să vă lipsească din alimentație. Tofu este o importantă sursă de proteine, zinc și fier. O jumătate de ceașcă de tofu ne oferă peste 100 de miligrame de calciu, dar și 30% din necesarul zilnic de vitamina D. Tofu înlocuiește eficient carnea de pasăre și pește. Lintea, la fel ca fasolea boabe, constituie o sursă de proteine și fibre solubile. Conține de 2 ori mai mult fier decât fasolea boabe și este foarte bogată în vitamina B. Fasolea boabe, câte o ceașcă pe zi, conține 1/3 din necesarul zilnic de fier, zinc, calciu, proteine și fibre. Aceste fibre sunt solubile și ajută la menținerea unui colesterol scăzut. Nucile și alunele sunt o sursă de proteine, zinc și vitamina E. O jumătate de ceașcă de migdale asigură 175 de miligrame de calciu pe zi. Studii recente au arătat că nucile și alunele nu îngrașă, cu toate că au foarte multe calorii. Mai mult, alunele americane ajută la slăbit. Cerealele asigură necesarul de vitamina B12, fier, calciu și fibre insolubile, care reduc riscul cancerului de colon și altor tulburări digestive. Legumele verzi, precum spanacul, brocoli, salata verde, au un conținut mare de fier, vitamina A și calciu. Sunt o sursă de antioxidanți care ajută la combaterea cancerului. Fructele de mare sunt bogate în minerale, în vitaminele A, C, E și multe din complexul B. Fructele confiate, caisele, stafidele, prunele, mango, ananasul, smochinele și cireșele au un conținut ridicat de fier. Mai ales după 40 de ani, este bine să adoptăm, dacă nu un regim lacto-vegetarian 100%, măcar unul foarte sărac în carne. Este bine să tăiem de pe listă prăjelile, alcoolul și cafeaua. În schimb, trebuie să consumăm uleiuri presate la rece, semințe nepreparate termic de susan, dovleac, floarea soarelui, precum și nuci. Conform statisticilor, aceste demersuri ne vor prelungi viața în medie cu 10 ani, ne vor ține departe de boli, de medicamente contra colesterolului, hipertensiunii, trombozelor, ori ischemiei cardiace. La femei, un regim alimentar în care legumele și fructele crude reprezintă 70% din hrana zilnică întârzie semnificativ momentul debutului menopauzei, făcându-l mult mai blând. După instalarea menopauzei, același regim previne osteoporoza, prolapsul anumitor organe, apariția petelor senile pe piele. Trecerea de la regimul cu carne la cel vegetarian este în sine o cură de slăbire foarte eficientă. O persoană care la fiecare masă consumă circa 70% din hrană sub formă de crudități nu poate deveni obeză. Mai multe cercetări recente dau ca sigură alimentația vegetariană drept remediu de echilibrare emoțională. Persoanele depresive, anxioase, ori cu probleme comportamentale din sfera agresivității, ar trebui să renunțe la consumul de carne și să mănânce anumite alimente medicament, precum cerealele integrale, polenul de albine, mierea de albine, semințele de dovleac, frunzele de salată și de lăptucă, laptele de capră, mere și nuci. Mai ales în perioadele de stres psihic sau de intensă solicitare fizică, este bine să ne hrănim vegetarian. Aceasta deoarece carnea și grăsimile saturate deprimă sistemul imunitar. În schimb, anumite alimente vegetale, cum ar fi uleiurile presate la rece din floarea soarelui sau din măsline, usturoiul și ceapa verde, polenul și mierea, năutul, germenii de grâu, ajută la întărirea imunității. Marea majoritate a produselor vegetale proaspete stopează procesele degenerative și le stimulează pe cele de regenerare. Un regim vegetarian ține departe bolile bătrâneții, ajută la menținerea până la vârste înaintate a sănătății sistemului nervos. Atât bărbații cât și femeile beneficiază de calitățile stimulatoare ale acestei forme de dietă asupra organelor reproducătoare. La bărbați, simpla renunțare la carne, alcool și prăjeli, corelată cu o intensificare a activităților în aer liber, duce în mai puțin de un an la creșterea numărului și a motilității spermatozoizilor. De asemenea, scade simțitor probabilitatea apariției impotenței premature. La femei, cruditățile reduc numărul de boli inflamatorii ale ovarelor și anexelor, ce produc sterilitate secundară, stimulează producția de ovule și mărește probabilitatea fecundării. Haideți să vedem acum și câte tipuri de vegetarieni există. Lacto-ovo-vegetarienii mănâncă ouă și produse lactate. Aceasta este cea mai întâlnită formă de vegetarianism în Europa și America. Lacto-vegetarienii sunt mai frecvenți în India. Ei mănâncă produse lactate, dar refuză ouăle. Ovo-vegetarienii Acceptă ouăle, dar refuză produsele lactate. Aceasta este cea mai rară formă de vegetarianism. Veganii, vegetarienii puri sau stricți, exclud toate formele de exploatare și cruzime față de animale pentru mâncare, haine sau pentru orice alt scop. Nu acceptă carnea, laptele, cu excepția laptelui matern pentru bebeluș, ouăle și toate ingredientele care derivă din aceste produse, lăsând mierea la latitudinea conștiinței individuale. Naturiștii mănâncă în general crudități, preparate la o temperatură mai mică de 37 de grade Celsius. 80% din alimente sunt crude. Fructarienii sunt persoane care mănâncă numai fructe și vegetale clasificate ca fructe, cum ar fi avocado, nuci, semințe, vinete, zucchini și roșii. Specialiștii recomandă adoptarea regimului vegetarian, care conține și produse de origine animală. Deci insistă asupra alegerii regimului lacto-ovo-vegetarian sau lacto-vegetarian. Dieta vegan este mai pretențioasă din punct de vedere nutrițional, datorită caracterului ei restrictiv. Pentru a preveni apariția unor sindroame carențiale pe fondul acestui tip particular de regim, trebuie consultat un nutriționist. Acesta poate ajuta să întocmiți o listă de produse care să satisfacă necesarul nutritiv al organismului și în același timp să respectați alegerea dietetică. Vegetarienii trebuie să acorde atenție și alimentelor care, deși nu conțin printre ingrediente produse de origine animală, ajung prin procesul de producție să fie contaminate cu gelatine, enzime animale, provenite de exemplu din cheagul natural, cărbune sau praf de oase, folosit la albirea zahărului. În ceea ce privește dieta vegetariană a copiilor, sfaturile experților includ alimentarea sugarilor cu lapte matern sau cu formule de lapte îmbogățite cu proteine de soia. Trebuie făcută până la vârsta de 1 an. Utilizarea laptelui integral se recomandă să se realizeze doar până la vârsta de 2 ani. În cazul în care copilul nu consumă lactate, este indicată utilizarea suplimentelor nutritive sintetice, conținând calciu, magneziu, vitamina D, riboflavină și proteine. Administrarea suplimentelor de vitamina B12, în special dacă meniul exclude carnea sau produsele din carne. Asigurarea unui aport suficient de fier. În situația în care regimul este strict vegan sau lacto-vegetarian, se indică sporirea consumului de prune, atât sub formă brută cât și în sucuri, cereale pentru micul dejun fortificate cu fier și alte minerale, stafide, spanac. La final, vă mai spun că înaintea începerii unei astfel de diete, este bine să consultați medicul pentru a stabili o listă cu alimente care nu vă expun pe termen lung riscului de apariție a sindroamelor carențiale. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Pe curând!